La bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost anunțate vacante 12 locuri de muncă pentru absolvenții cu studii superioare. Finanță, contabilitate, sunt economistă. Sunt oferte aici? De profesia mea nu, dar ca și vânzător, acum criza asta este acceptabil, este chiar foarte bine. Cei 55 de angajatori prezenți la bursa organizată la Colegiul Tehnic Domnul Tudor au scos pe piața muncii numai puțin de alte 260 de locuri de muncă. Lucrător comercial, deci sau vânzătoare, postul bineînțeles pentru fete, nu pentru băieți. Condițiile de cerințe trebuie să fie absolvent de liceu economic, dacă se poate, cu profil, bineînțeles. Și nu, dacă ar fi și un pic de experiență, ar fi și mai bine în domeniu. 10 locuri de muncă de confecționar îmbrăcăminte și 5 locuri de muncă muncitor necalificat, tot în domeniul confecțiilor textile. Tinerii absolvenți care și-au depus CV-urile fie au fost angajați pe loc, fie vor fi încadrați pe piața muncii după interviurile de rigoare, până pe 24 octombrie. Monitorizarea bursei locurilor de muncă se va face în permanență și, să spunem, rezultatul final va fi raportat în data de 24 octombrie. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a derulat la nivel național, simultan în toate județele țării.